Salut! Sunt Iana Micitelu și sunt regizoarea spectacolului Jocuri în curtea din spate. Trebuie să recunosc, mi se pare ușor bizar să vorbesc despre spectacol privindu-mă în telefon, dar cu toate astea cred că e minunat că se întâmplă festivalul ăsta, DaFest de la Pitești. Și le mulțumesc organizatorilor că i-a adresat Teatrului de Stat Constanța invitația asta. Și da, mi se pare o întâmplare foarte frumoasă, pentru că îmi dau seama că spectacolul ăsta se încăpățânează să aibă viața lui. Noi am avut premiera cu 2 săptămâni înainte de instalarea stării de urgență. Ceea ce a fost drăguț, pentru că la momentul cu pricina am avut voie să îmbrățișez actorii după premieră. Jocuri în curtea din spate e un text israelian scris de Edna Mazia. Are la bază o poveste reală, povestea unei fete de 14 ani violată de 4 tineri de 17. E un spectacol dur. Și îmi dau seama că în situația în care ne aflăm cu toții și în incertitudinea asta care ne bântuie, ideea vizionării unui spectacol cu un subiect așa de violent și de neplăcut, poate că nu sună foarte bine, însă chiar cred că să te uiți la un film sau la un spectacol sau să citești o carte care care îți impune un tip de autoanaliză și care te obligă așa să faci exercițiul ăsta al nuanțării unei realități, cred că e binevenit oricând. Și cumva asta a fost și miza noastră, am încercat să înțelegem cât se poate de omenește și cât se poate de pe bune, de ce se întâmplă lucrurile astea, cum se ajunge la o poveste de genul ăsta, care sunt mecanismele psihologice din spatele ei, de ce ne vine atât de greu să trasăm granița asta dintre agresor și victimă. Și cred că această căutare a noastră foarte reală și foarte sinceră, cred că se vede și în spectacol. Și vă invit să-l urmăriți și să-i priviți pe actorii ăștia foarte tineri și foarte buni, Ecaterina Lupu, Andrei Bibire, Ștefan Mihai, Teodor Șoptelea și Cătălin Bucur. Și sper că sunteți bine. Și sper să fiți bine. Vizionare plăcută!